Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și astăzi ne reîntâlnim cu al 11-lea episod din Minecraft Survival. Iar înainte să începem, dați like și dați like la pagina de Facebook, pentru că de câteva episoade o aveți în server și vă că o aveți în server, o aveți în descriere și vă că nimeni nu a vizitat-o. Și tocmai de-aia vreau să vă atrag atenția, pentru că vreau. Nu pentru că trebuie, pentru că vreau. Și dacă vedeți voi, am un arc. A, uite la ce. Da. Și data trecută rămăsesem, după cât știu eu, să facem hambarul ăsta cu chesturi sau de animale. Da, cu chesturi, după cât știu eu. Eu așa aș vrea mai bine. Dacă era cu animale, o fi fost. Mă, tu te dai în arc cu mine? Zi, mă, te dai în arc cu mine? Deci șteptule. Mă consumă 4 săgezi. Motherfucker. Mamă, ăsta dă cu arcul pe la spate. Ce-i la master? Bă, am zis, adică nu am zis master, am zis master, adică narc, adică e priceput narc. Cred că ați înțeles și voi. Da, pe hai să ne luăm noi lemnul, să ne apucăm de hambar. O să facem măcar jumătate din hambar, măcar structura, hai nu jumătate, că cer prea mult. Măcar structura. Și ne trebuie niște viață. Sunt învățat ca la Tropicraft. Pac, dau aici, îmi dau niște viață. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au! Doamne, de ce mor acum? Nu, am level 11! Nu! Nu! Deci nu o să permit asta. Nu se poate, n-am mâncare deloc. Bă, stai puțin, eu am oase! N-am mâncare, dar am oase, yay! Am oase, nu? A să vedeți voi ce farme, ce fac acum. E mai rău ca enchantul. Aude. Pac, 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 pac. Ia uite cât grâu. Ioi, ne-a crescut ferma. Dacă auziți un plenșcănit, mănânc gumă. Pentru că filmez în aceea zi în care am filmat niște minigame-uri. În care primul să apară minigame-ul. Și de-aia vă spun. Stai puțin că știu că mai avem niște grupe aici. Ah, nu l-am făcut de tot pâine. Facem 3 pâini așa repede. Hai mă! Acum să mâncăm. Doamne, ce bună e pâinea. Mamă, de nu putea să ne dea și nouă toată bara de mâncare. Trebuia să ne mai lase puțin, pe da. Cum să nu ne trebuie să murim. Nu mai, deci mă dau pe piscul. Așa, să mi se regenereze viața. Pentru că altfel nu putem să construim nimic. 3, 4... 5, 6, 7, 8. Așa. Au. A durut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și acum ultimul, dar nu cel din urmă. Ia, astea sunt egale. Sunt bune. Da, astea sunt. Astea două sunt. Astea două sunt drepte. Nu trebuie. Aici. Așa. Și acum ne apucăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E așa. Acum. 2, 3, 4. Așa. Ia uitați ce frumos. Vine. Deci e foarte frumos. E ceva. E un monument artistic. După, dacă îmi permite să spun. Așa. Și mai trebuie aici.
Aici lăsăm așa, pentru că vine frumos. Vine gazon. Vreau să prelucrez. Nu. Nu, deci las așa. Și am zis că pe aici umplu cu lemn din ăsta. Păi, dacă aș putea pune pauză la ăsta, zău că aș pune, pentru că știu că e plictisitor să vă uitați cum iau eu lemn. Decât, să nu spui că decât atâta fier mai am. Băi, deci nu mai am nici de un top. A, uite-l, mă. Uite-l, mă. Nu credeam eu că avem decât atâta. Și sunt, poate mă vedeți că sunt eu așa entuziasmat, pentru că nu vă spun. O să vă spun la sfârșitul episodului, dacă nu uit. Și mai am o întrebare. Cum pot filma facecam? Nu că aș vrea să mă apuc repede, peste câteva luni. Cum pot filma facecam cu frasul? Și măcar dacă merge. Pentru că apar n-am dacă merge. Deci spuneți-mi urgent. Aștept în comentarii. Ia uitați ce bine vine aici. Așa, luăm un stack de lemne de astea. Măcar să facem mai jos. Și e acoperișul în episodul ăsta. Bine că eu cred că ia mult. Avem și noi level 12 și vreau să găsim repede 2 diamante, de fapt 3, 5 diamante, că vreau să fac, noi am ajuns la episodul 11 și nu avem nici măcar un diamant, nu se poate să fim așa de lefteri, suntem săraci, n-am umplut niciun chest, pentru că știu de ce, nu am plecat să explorăm. Deci o să trebuiască să plecăm să explorăm lumea. Pentru că de ăsta avem de când ne luăm după ăsta de pe hartă și gata. Așa, hai mai repede. Un stack de lemne. Acolo avem și niște extreme hills. Avem cu zăpadă, deci s-ar putea ca după munții aia să se afle iarna. Bai mult de iarnă. Și acum în 1.7.2, cine joacă Minecraft în 1.7.2 și cine știe, s-a mai adăugat un nou biome. Bai mult de clay, mesa plateu, știu că îi spun. Și dacă și vreau să aflu cam pe la ce coordonat se găsește el, cam un coordonat, nu fix la ce coordonat mă duc. Și dacă se găsesc într-un anume loc, după un anume biome, vreau să aflu tot, pentru că în Minecraft-ul acesta, în seria asta de Minecraft Survival, vreau să fac și imposibilul. Adică vreau să găsesc toate biome-urile și să batem de dragonul. Și după cum v-am mai spus în primele episoade, în primul sau al doilea episod, e cam greu cu Ender Dragonul. Sau cred că în episodul trecut v-am spus, e cam greu cu Ender Dragonul, uite umăr. Pentru că v-am spus, eu nu prea mă pricep să găsesc ăsta. Așa. Facem și noi peretele ăsta și încheiem episodul. Și mă scuzați că a fost atât de lung, dar filmez pe grabă. Oricum o să fac eu off-camera. Pe dacă am arătat a fost și pentru astăzi, nu uitați să dați like, subscribe, share, să vă aduci prietenii voștri. Eu am fost Răzvan, nu uitați de like, baftă lume, pa!